viața lui în Ucraina? Очень спокойно. Viața a fost foarte liniștită și a fost totul ok. Dacă a trăit în război acolo sau nu a trăit război? Ну, получается, я выпускник маленького группового домика, который в Украине был. И после школы я поступил в техникум и я учился там. El a spus că el trăiește într-un satuc de lângă Ucraina. El a intrat la colegiul de tehnician și el era la cămin și l-a sunat sora lui pe nume Elena și a întrebat cum să procedeze în felul acesta și el deja s-a început panica. Dacă pentru el este important ceea ce noi facem pentru ei. Da. El transmite că este foarte important pentru el și e o susținere foarte importantă. Care a fost cea mai interesantă activitate pentru el pe care noi am făcut-o? No, они предоставили нам жилье, и мы очень много путешествовали. El este foarte fericit că i-ați oferit cazare și datorită dumneavoastră el a cunoscut România, cum ar fi Castelul prin București și tot alte locuri frumoase. Și a făcut prieteni la centru? Da, мы очень быстро подружились. Foarte mulți prieteni și-a făcut aici în România și este foarte bucuroși că sunteți niște oameni care primitori. El transmite că vă mulțumește din suflet și de implicarea dumneavoastră și pentru tot ceea ce ați oferit și oferiți în continuare. Cum a fost primit ea în România? Pe ea a primit-o foarte bine. Dacă își mai amintește, cum a fost prima noapte în care i-au dormit la Bucium? Хорошо было нас. Приняли нам. Ea transmite că a primit-o foarte bine. I s-a dat o cameră foarte frumoasă, care a fost mulțumită și chiar a fost și renovată. Cât important este pentru ea activitățile pe care asociația noastră le desfășoară la Bucium? Ea transmite că sunt oameni foarte buni, chiar i-a ajutat foarte mult și crede că în continuare, dacă va avea nevoie, o să-i ajute. Cât de bine primită a fost de copii la Bucium? Nu, noi cu ei хорошо общаемся. S-au împrietenit foarte bine și nu a fost discriminarea aceasta între nația română și nația ucraineană și în continuare țin legătura. Este importantă masa de pași și ea crede că este o idee, că a fost o idee grozavă să organizăm astăzi împreună cu ei masa de pași? Da, mulțumim. Da, ei sunt foarte fericiți și vă mulțumește pentru această oportunitate pentru a sărbători Paștele. Ce ce mai mult să faci? Îmi place foarte mult să citesc și să scriu. La Bucium ai găsit liniștea pe care tu ai nevoie? Da, am găsit-o. Care este cel mai mare vis de al tău? Cel mai mare vis al meu este să termin liceul cu medii cât mai mari și să ajung la o facultate bună. La ce facultate ai dori să ajungi? Aș vrea să continui pe automatizări și calculatoare. Care a fost cel mai mare obstacol de-a tău de când ești în centrul Bucium? Cel mai mare obstacol cred că a fost, nu știu, de fapt nu cred că am avut vreun obstacol, dacă stau și mă gândesc, pentru că de când sunt în centrul ăsta de plasament, lucrurile chiar au mers bine pentru mine de când am plecat de acasă. Cum te-ai obișnuit cu ideea că la voi la centru veți avea colegi ucrainieni? Sincer, la început nu a fost foarte ușor, dar am ajuns să-i cunoaștem chestii care mă bucur că am făcut-o, pentru că ne-am făcut prieteni noi și pe lângă asta mi se pare o idee foarte interesantă de a cunoaște alte, nu știu, alte persoane din alte țări. Nu știu, te-ai făcut vreun prieten din Ucraina? Nu mi-am făcut neapărat un prieten, pentru că sunt foarte mulți și interacționez cu ei atunci când apuc, adică atunci când ne întâlnim, ne salutăm și chestii de genul ăsta. Cum ați reacționat când ați aflat că la voi, la Bucium, vor ajunge copii din Ucraina?
Sincer, am fost entuziasmați pentru că nu știam cum o să ne înțelegem cu ei, adică aveau o limbă total diferită față de, nu știu, nu mi se pare că ei ar fi latin sau ceva de genul ăsta și e grea limba lor, e greu dialectul lor. N-am avut foarte multe așteptări, în schimb am ajuns să ne împrietenim. Cum e să participați împreună la proiectul nostru? Cum vă înțelegeți? Cum vorbiți? Sincer, este distractiv să participăm împreună la proiectele astea, pentru că, nu știu, cred că în genul ăsta de contexte ne cunoaștem mult mai bine și chiar reușim să ne distrăm de fiecare dată când participăm la genul ăsta de activități. Și de înțeles, ne înțelegem, ei încearcă să învețe engleză de la noi și odată ce învață engleză, încercăm să învățăm și română și ei învață pe noi. Cât de important crezi tu, după tine, că sunt activitățile pe care noi le desfășurăm cu voi? Da, cred că ar trebui continuate aceste activități pentru că ne ajută, adică ajută ambele părți pentru integrare. Este o experiență foarte frumoasă, mai ales că ai plecat oarecum, zic așa, de jos, am arătat potențialul meu și am făcut ceea ce îmi place mie cel mai bine, să lucrez cu copiii și să-i ajut în ceea ce au nevoie. De ce oare copiii sunt atât de atașați de tine? Care este cheia? Pur și simplu mă comport natural, sunt eu însumi, glumesc, râd. Nu sunt neapărat profesor pentru ei, sunt un prieten, dar la granița între prieten și profesor. Adică există niște limite, dar încercăm să nu le facem simțite astfel încât ei se simte cât mai confortabil și într-un mediu relaxat, nu stresant. Care sunt activitățile pe care voi, în cadrul Punții între Oameni, le-ați desfășurat cu copiii ucrainieni de la Buciumi și copiii români, copiii ce sunt în centrul de plasament Buciumi acum? Am avut foarte multe activități, de la lucruri mici pe care le-am făcut cu ei, cum ar fi ateliere, activități, jocuri sportive și așa mai departe, până la ieșiri în oraș, în excursii, chiar am fost la Gura Humorului împreună cu ei. În iarna asta s-au distrat foarte mult la munte, cu sănile, cu telescaunul au fost, poate pentru prima oară, nu știu dacă în Ucraina au reușit să meargă și au avut o experiență minunată. Sibi, crezi că copiii ucrainieni s-au atașat de cei români? Ai văzut că stau separați sau stau împreună? Sincer, având experiență cu ei de mai mult timp și chiar înainte să lucrez aici, i-am întâlnit tot așa printr-un alt proiect, pot să zic că am observat o diferență semnificativă între relația dintre copiii ucrainieni și români. Punându-i în aceeași situație în care, deși există bariera asta de limbă între ei, reușesc prin activități, prin lucru manual, prin ieșiri, prin toate lucrurile astea, se vadă cât sunt de asemănători și se apropie. Deci, cât de important crezi că sunt activitățile noastre pe care le desfășurăm acolo? Pentru mine, cred că este foarte important să aibă ajutorul ăsta, pentru că dacă nu, ar fi singuri, în oarecum o minoritate neajutorată care rămâne acolo. Adică e foarte greu pentru ei, fiind o limbă slavonă, limbă latină, să înțeleagă, să se apropie, să discute, mai ales fiind și situația lor actuală. Deci cred că este aproape crucială prezența noastră în viețile lor. Cum a fost colaborarea ta cu întreg colectivul din cadrul proiectului Punți între Oameni? Ați fost o echipă unită, ați reușit să dezvoltați planul de activitate și planul de implementare cu acei copii? Părerea mea este că am reușit să facem tot ceea ce ne-am propus, dar și pentru că am avut o relație bună, adică ne-am înțeles de la început, fiecare știa ce a de făcut, așa că am putut să continuăm foarte bine împreună. Cât de importantă a fost finanțarea Diaconia prin
FONSS în cadrul proiectului nostru? Păi cred că fără un anumit buget, foarte multe activități pe care le-am făcut și le-am desfășurat nu ar fi fost posibile, deci am fi avut o mare problemă în sensul ăsta. A fost o provocare bugetul? Păi a fost o mică provocare, în sensul că trebuie tot timpul să ne încadrăm într-o anumită sumă, să decidem lucrurile care sunt primordiale și să le punem în ordine și să ne descurcăm. Este o activitate specială cea de astăzi, pentru că sărbătorile, în general, vrem să le petrecem alături de cei dragi, vrem să avem ceva ales pe masă, să fie un lucru cât mai frumos. Iar pentru copii cu situația respectivă, cred că a fost un lucru foarte important să aibă o masă de Paști, o petrecere, chiar la restaurant, ceea ce mulți poate nici nu-și permit. În final, aș vrea să mulțumesc FONSS și Diaconia pentru implicarea lor și pentru susținerea în proiectul acesta, ajutând copiii ucraineni și români și integrându-i, făcând din două grupuri poate diferite de copii, un singur grup.